această criză a scos la iveală foarte multe din tarele existente și în România, dar și în alte state membre, tocmai pentru că a testat la maxim capacitatea guvernelor de a arăta că funcționează bine sub stres. Și atunci când trebuie să dovedești dacă funcționezi bine sub stres, atunci trebuie să ai pe ce te baza. Și datele și accesul la date, și aici vreau să subliniez și să fiu de acord cu ce spunea Radu Puchiu la început, în introducere, folosind exemplul Taiwanului ca model de bună gestiune a crizei. De ce? Pentru că au folosit datele deschise ca motor al răspunsului la criză. Deci, practic, cum spuneam, criza COVID a scos la iveală niște probleme, probleme pe care până acum fie le țineam sub preș, fie le mai ascundeam printr-un colț, fie treceam peste ele pentru că cumva nu erau niciodată urgente. Doi, a și accelerat cumva o trezire la realitatea asta digitală, nu doar la nivelul celor care până acum se mai jucau pentru că aveau un interes personal sau profesional în zona aceasta industriei, a noii revoluții industriale digitale, acum cam toată lumea s-a trezit la realitate. Dom'le, vine, e acolo. Practic, datele și felul în care le folosim, în mod evident, devin resursa, poate cea mai importantă, a viitoarelor noastre economii și a viitoarelor noastre societăți. Este noul commodity al acestui mileniu. Și, practic, cum spuneam, criza asta a pus acest lucru, această evidență pe masa tuturor și sub nasul politicienilor și pe masa societății și e bine că ajungem să dezbatem lucrul ăsta. Și, în al treilea rând, criza, ca orice criză, care nu trebuie lăsată nefolosită, criza a creat și niște oportunități. Pentru că, accelerând această dorință și nevoie de digitalizare, cumva ne-a pus în fața acestor realități și ne-a forțat la nivel normativ, la nivel executiv, la nivel de implementare să adoptăm măsuri, să adoptăm platforme noi, să adoptăm un nou mod de a lucra, de a interacționa, de a munci, de a face inclusiv dezbateri și conferințe ca cea de astăzi. Rămânând aici pe partea de guvernare deschisă, aș vrea să punctez câteva lucruri și pe partea de ingrediente, care cred eu că sunt ingredientele principale pentru guvernare deschisă, și nu doar din perspectiva experienței mele de acum legată de inteligența artificială, digitalizare, dar cumva punându-mi și pălăria pe care am purtat-o în 2015-2016 ca șef al cancelarei, când am lucrat cu Radu Puchiu foarte bine, încercând cumva să mai împingem câte un centimetru pe zi argumentul acesta al guvernării deschise, atât ce înseamnă open data ca model de bună guvernare. Deci, cum spuneam, aș vrea să stau un pic pe ingrediente. Doi, să vorbesc foarte scurt de beneficii și apoi să vă spun un pic cam cum se vede de la nivel european și cam unde este Europa aici. Pe partea de ingrediente, am vorbit foarte mult deja de cele două pe care le consider esențiale, și anume de voința politică și de capacitatea de a implementa, de know-how. Pe partea de voință politică, în fine, nu e mult de spus. Fiecare se poate lăuda sau poate anunța triumfal că își dorește guvernare deschisă, că își dorește open data ca factor politic. Dar, până la urmă, cum spune englezul, the proof of the pudding is in the eating. Deci, până la urmă, dovada voinței politice de a guverna realmente prin deschidere, de fapt despre asta vorbim, se vede și cred că voi o vedeți cel mai bine. Voi o vedeți cel mai bine, cei care aveți nevoie de astfel de date pentru a vă fundamenta propunerile de politici publice sau analize de politici publice pe care le faceți. O văd foarte bine jurnaliștii, cei de bună credință care fac investigații serioase, care au nevoie de date pentru a afla adevărul sau pentru a investiga diverse chestiuni de interes public. Și ei se lovesc mereu de decalajul acesta între declarații și realitatea voinței politice. Există în mod evident și e interesant că avem cumva la capătul aproape opus al spectrului față de unde suntem noi în România la acest moment. Avem pe colegul de panel din Olanda. Chiar și în Olanda, știți foarte bine că
am avut Olanda s-a confruntat cu o criză politică foarte serioasă în urmă cu câteva săptămâni chiar, pornită tocmai de la felul în care guvernul a folosit datele în ceea ce privește asistența socială pe niște criterii de profiling ale cetățenilor. Un lucru care, cum spuneam, foarte serios în sine și care a dus la căderea guvernului. Deci, ce vreau să spun este că cumva rezistența asta a guvernelor, a autorităților publice la deschidere, e aproape, aș spune, naturală, pentru că dacă poți să mai ascunzi câte ceva și să nu vină ziariștii ăia băgăcioși sau ăștia de prin societatea civilă care n-au ce face mai bun decât să ne întrebe pe noi cum facem politică, de ce să nu o faci? Sau cel puțin asta este atitudinea, din păcate, încă prevalentă la o bună parte din factorul politic și la noi, dar și în alte părți. Și eu cred că este fundamental greșit și o spun cu toată gura, o spun asumat, pentru că, din punctul meu de vedere, nu există dată publică, informație publică, care să aibă sens să o ascunzi. Ar trebui să fie o mega excepție, o informație publică care, într-adevăr, pe niște motive foarte bine întemeiate de siguranță publică sau siguranță națională, dar și acolo se utilizează mult prea des și mult prea ușor acest argument pentru a se bloca accesul la date, dar regula trebuie să fie deschiderea, trebuie să fie accesul deschis la date și nu în baza unei legi cum e 544. Din punctul meu de vedere, legea 544 este în sine un dinozaur. Pentru că, din nou, regula ar fi sau ar trebui să fie că orice dată deținută de o instituție publică, orice dată obținută în urma cheltuirii unui leu de bani public, ar trebui să fie deschisă, accesibilă. Ce s-ar trebui să fie regula. Nu să trebuiască pe baza lui 544, să trebuiască cineva să mai depună un efort și un funcționar 2, 5, 10 sau 20 sau sute, ca în cazul pe care voi l-ați utilizat astăzi, sau poate mii, să trebuiască să-și petreacă ore luând cu pixul și cu tabelașul datele de pe unde lor avea și încercând să vă dea vouă acces așa cum în mod legitim ar trebui să aveți. Deci există această rezistență peste care nu putem să trecem decât prin presiune publică și nu pot decât să vă încurajez să continuați această presiune publică și societatea civilă și jurnaliștii, deci această și cetățenii înșiși. Deci această presiune publică trebuie să continue, trebuie pusă pe noi, pe oamenii noștri, a politicienilor, pentru că altfel, cum spuneam, noi putem ușor pica în plasa confortului și a uita că, din nou, repet, acest lucru este esențial. Eu vă pot spune acum, dar nu vreau să sune nici fals, nici strident, nici politicianist, eu vă pot spune acum că eu cred în guvernare deschisă și o să facem și o să dregem. Când știu foarte bine că e foarte greu să ajungem acolo, pentru că am fost în situația în care mi-am dorit guvernare cât mai deschisă, mi-am dorit transparență maximă și m-am lovit de un milion de obstacole de toate felurile, de la alea legislative până la alea administrative, birocrație, etc., sau de multe ori chiar factorul uman, ca rezistență la încercarea de a deschide guvernarea, actul administrativ către exterior, în primul rând prin accesul la date. De aceea, spuneam și la început, the proof of the pudding is in the eating, nu vreau să fac promisiuni până când nu vom putea să și dovedim că suntem mai buni decât am fost acum 3 zile în ceea ce privește transparența. Dar pentru mine, cum spuneam, dovada acestei voințe politice și nevoia ca această voință politică să se manifeste este esențială ca ingredient pentru guvernare deschisă, pentru că altfel schimbarea nu se poate face. Iar pe partea de know-how, aici o chestiune de, și ați spus-o și voi, nu vreau să o mai repet, e o chestiune de modalitate de a dezvolta, practic, de la bun început din design, de a dezvolta și politicile publice și platformele pe care administrația le folosește, cu gândul că acele date trebuie să fie deschise.
Pentru că altfel nu faci decât să treci prin experiența prin care ați trecut voi, te duci și începe aia să spună, a, păi stai așa, că eu n-am știut că trebuie să strâng datele astea, trebuie să mă duc acum să le caut, nu știu în care sertar sunt, eu le strâng într-un fel, ăla le strâng în alt fel. Și ajungem la tipul de exerciții kafkiene pe care le-am auzit de la voi astăzi. Și atunci, tot ce ține de dezvoltarea de platforme digitale de acum încolo pentru administrație, trebuie pornite pe bază de discuție și asumarea funcționalităților de care tu ai nevoie. Pentru că doar după ce te-ai pus de acord pe ce funcționalități am eu nevoie să servesc cu platformele respective, deci cui servesc, ce date trebuie să scot de acolo, abia apoi dezvolți caietele de sarcini, care și ele ar trebui standardizate pe cât se poate, pentru a asigura interoperabilitatea lor și a asigura că poți atunci când ai nevoie să scoți datele necesare. Și din nou, exemplul vostru cu ECRIS-ul de la instanțe, dacă mă decid astăzi că vreau să aflu ce se întâmplă în dosarele de, nu știu, pensie alimentare în România, nu știu, vreau eu să dezvolt la nivel de guvern o politică publică nouă în acest domeniu, este de neacceptat ca în secolul 21, eu la momentul ăsta, într-un sistem în care am băgat deja zeci de milioane de euro, să-mi dau seama că nu prea pot să scot mai nimic de acolo, să-mi fundamentez politica publică, pentru că, ce să vezi, această funcție sistemul nu are. Deci, practic, trebuie să învățăm ca atunci când decidem ce fel de platforme digitale folosim în administrație, să o facem numai după ce ne-am hotărât ce funcții trebuie să servească acea platformă și cum asigurăm că acele platforme, așa cum se dezvoltă ele în diversele servicii publice, sunt interoperabile pentru a putea să grupezi și să folosești datele cât mai logic. Beneficiile sunt evidente. În primul rând e transparență și acel cuvânt fabulos în limba engleză, care nu are o traducere bună în română, și anume accountability, a te ține responsabil față de cei care te-au votat, față de cei pe care îi servești. Deci, accesul la date publice este, în primul rând, un exercițiu și un beneficiu de transparență și accountability față de cetățeni și față de societate. În al doilea rând, este o chestiune care ajută integritatea actului administrativ. Mai ales în societăți cum e cea noastră, în care există o îndoială aproape permanentă de cât de curată e administrația și cât de cinstit este actul administrativ și decizia pe care o ia un serviciu sau altul. Dacă eu pun toate datele la dispoziție by design, by default, mă ajută pentru a-mi întări ideea de integritate și credibilitate a actului administrativ. Dacă eu transparentizez toată cheltuirea bugetului public, toate contractele pe care le fac, le pun de la bun început, nu trebuie să-mi le ceară cineva. Dacă eu le pun, așa cum, din nou, fac referire la 2015-2016, am vrut noi să facem cu toate achizițiile publice, să facem acel site de transparență totală pentru cheltuirea banului public, atunci, din nou, nu mai am nevoie de 544. Și întăresc, cum spuneam, credibilitatea mea ca serviciu public față de cetățean, pentru că omul trece afară, face un click și zice, aha, uite, banii ăștia cu care se repară strada mea, uite, atâția sunt, uite, ăla a câștigat licitația, uite, în urma acestui proces s-a făcut. În al treilea rând, și cred că e un beneficiu pe care nu-l discutăm suficient, și anume atragerea, crearea acestei baze de democrație participativă. Eu atrag cetățeanul, pentru că dacă îi dau acces facil la ce se întâmplă în spațiu public, la datele publice, îl atrag către viața cetății, să spun așa. Un lucru care, din punctul meu de vedere, nu poate să fie benefic decât benefic pentru democrație. În al patrulea rând, și ai spus-o tu, Sorin, la început, reforma administrației. Reforma administrației fără open data n-are niciun sens. Deci cele două sunt atât de ombilical legate că a face open data fără să fi trecut printr-o reformă administrativă este imposibil și viceversa. Dar eu îndrăznesc să cred că oricum trebuie să muți practic ambele piese pe tabla de șah în același timp, dar mie e evident că trebuie să încep cu transparentizarea datelor publice ca un motor al reformei administrative pe care vrei să o faci, dacă vrei să o faci. Și în al cincilea rând, a spus-o și voi, am spus-o și eu mai devreme, este evidence-based policy making, la fel o chestie pe care noi nu o facem absolut deloc, și anume să folosesc datele publice pentru a dezvolta politici publice, pentru a le gândi și a le fundamenta.
o chestie pe care noi o facem spre zero, și din nou spun cu știința guvernării de acum 4 ani, nu cred că s-a îmbunătățit între timp, sunt infim de puține propuneri legislative care chiar au un impact, o analiză de impact serioasă în spate.